Liliacul înfumurat. Odată, într-o toamnă friguroasă, un liliac zbura de colo până colo, văitându-se de frig. Auzindu-l vulturul, de care se temeau toate păsările cerului, îl întrebă: ce-i cu tine, liliacule, de ești mai rebegit ca oricând, cu toate că nici n-a sosit iarna? Sunt un liliac rău de frig, nu mă vezi ce golaș sunt? Păsările sunt împodobite cu tot felul de pene, numai eu nu, îi răspunse trist liliacul. Vulturul zbură, dar numai înainte de a-i fi făgăduit liliacului că nu va uita de durerea lui. Ținu un sfat mai marele păsărilor și izbuti să le convingă pe toate zburătoarele din jurul lui să se îndure fiecare, măcar cu o pană, ca să fie și bietul liliac ferit de frig. Și liliacul se pomeni cu stoluri de păsări, care mai de care să-i ofere cu generozitate câte o pană, după cum îi făgăduise vulturului. Așa că în scurt timp liliacul ajunsese mai frumos și mai împestrițat ca oricare dintre ele. Se repezi în zbor deasupra celei mai apropiate ape și se oglindi în ea. Rămase așa cu ochii pironiți în admirația propriei sale înfățișări și tot privindu-se din ce în ce mai des în apă și tot admirându-se, începuse liliacul să-și schimbe și firea odată cu înfățișarea. Și de unde era sfios și delicat, devenise un înfumurat și chiar un răutăcios. Când vulturul a aflat de această schimbare, ținu din nou sfat cu toate păsările, sfat la care liliacul n-a vrut să vină, rămânând deasupra apei în care se oglindea. Și păsările i-au cerut vulturului să le lase să-și ia penele înapoi, fiindcă liliacul nu le merita, iar vulturul a consimțit. Așa cum se grăbiseră ele să-i dea fiecare câte o pană, tot așa se grăbeau acum să-și ia fiecare pana înapoi. Neputincios liliacul se supuse și se lăsă jumulit până la ultima pană. De rușine, când se privi deasupra apei, golaș și urât cum rămăsese, își întinse larg aripile și zbură departe, departe, ca să se ascundă cât mai bine. Și până în ziua de azi, el nu mai zboară decât noaptea.